Zi importantă pentru elvețienii de astăzi se pot bucura de un nou tren revoluționar cu o tehnologie avansată ce le va permite pasagerilor să rămână în același tren pe tot parcursul călătoriei fără să mai fie nevoiți să îl schimbe. Noua rută feroviară din Elveția va fi lansată în sfârșit cu 3 ani mai târziu decât era planificată și la 150 de ani după ce a fost propusă pentru prima dată. Noul Golden Pass Express va conecta direct 3 dintre cele mai importante destinații turistice ale țării, Montreux, Stade și Interlaken. O rută specială posibilă datorită noilor trenuri revoluționare capabile să-și schimbe ecartamentul roților și înălțimea caroseriei vagoanelor. Călătoria urmează o rută comercială care există încă din evul mediu. Și ideea a fost veche de ani buni, doar acum s-a ajuns la un rezultat concret. Astfel, trenurile pot trece în doar câteva secunde de la ecartamentul de metru la ecartamentul standard elvețian de 1,435 de metri. Datorită designului unic al noilor trenuri ale companiei feroviare MOB, pasagerii pot rămâne pe scaunele lor confortabile pe toată durata călătoriei de 3 ore și un sfert, admirând priveliștea prin ferestre panoramice enorme. Până acum, conceptul Golden Pass Express a fost în mare măsură un exercițiu de marketing pentru cele 3 companii de căi ferate implicate, care leagă Montreux, Interlaken și Luzern, dar care implică 2 schimbări de tren. Pasagerii au la dispoziție 3 clase, clasa a doua, clasa a întâi și pentru 28 de norocoși, luxul scaunelor rabatabile din piele de la clasa Prestige. Călătorii clasei 1 și Prestige pot rezerva de asemenea un meniu cu mâncare și băutură produse în regiune. 23 de vehicule au costat 89 de milioane de franci elvețieni, adică aproximativ 93,5 milioane de dolari.